Bine v-am găsit, să fie o zi magică cu stele norocoase, final de săptămână, vinerea mare, țineți post, fiți mai buni, mai blânzi, mai iubitori. Haideți să vedem și care este mesajul zilei, nu uitați să apăsați like, share, subscribe, abonează-te, intrați și pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram. Ia să vedem mesajul zilei. Rămâi! Acesta este mesajul zilei. Indiferent ce faci acum, rămâi acolo unde ești sau indiferent ce schimbare vrei să faci, poate că e cazul să rămâi prezent, să rămâi cu picioarele pe pământ, să rămâi cumva ancorat în realitate. Pentru fiecare poate să însemne altceva acest rămâi, dar este indicat să vă concentrați și pe energia acestei zile, care este o zi intensă, o zi puternică. Să rămâneți într-o energie care vă învață să vă vindecați, să renașteți, să eliberați foarte multe griji, suferințe. Foarte intens acest mesaj și a spune cumva că pentru fiecare poate să însemne altceva. Vezi în viața ta ce înseamnă a rămâne, rămâi. Ți se spune să ai încă răbdare? Să rămâi unde ești, să te descoperi, să te înțelegi, să fii tu. Haideți să vedem ce facem astăzi. Fiecare semn zodiacal în parte ați terminat treburile, cumpărăturile, mai ales acum că toată lumea este într-o fugă continuă. Dacă ați terminat toate treburile, haideți să vedem atmosfera astrală. Berbec. Sunt anumite discuții pe care le aveți, care nu vă plac foarte mult. Acestea sunt cu prietenii voștri sau cu rude sau cu persoane apropiate. Încercați să mențineți echilibru și să nu vă certați cu nimeni, să nu vă puneți în cap poate anumite păreri ale altora. Mai bine nu vă băgați acolo unde nu aveți ce să comentați. Când ești ca precum Elveția, n-are nimeni nimic cu tine pentru că tu ești, să spunem, pe teritoriul tău și nu te bași să mediezi pe nimeni. Deci mare atenție, nu vă băgați între ceilalți, lăsați-i să-și rezolve singur problemele. Taur, munciți destul de mult și aveți și niște oportunități astăzi, așa, când vă așteptați cel mai puțin, apar niște soluții, sugestii care vă bine dispun și care vă motivează. Gemeni, sunteți la drum, plecați, poate că urmează să plecați, poate că ați plecat la drum, poate că vă gândiți la niște situații care vin de la depărtare. Dar oricum toată energia este legată de a călători, de a ieși din casă, de a pleca. Toată energia este direcționată către exterior. Întâlniri neașteptate. Rac. Primiți cu răbdare și cu multă înțelepciune sugestii de la ceilalți, chiar de la prietenii voștri. Unele sunt sugestii ascunse, așa, adică pur și simplu simțiți voi că cineva încearcă să vă manipuleze, dar vă gândiți că e spre binele tuturor și vă faceți că nu înțelegeți sau că nu știți. Este o zi cu un avantaj financiar, dar și cu ușoare manipulări de la cei apropiați. Leu. Nativii din această zodie au o zi interesantă pe partea relațiilor. Practic, vă dați seama cine e Iuda de la cina cea de taină, ceva de genul. Și vă dați seama care vă sunt prieteni, care nu. Poate că este momentul să vă separați de persoanele care nu vă sunt benefice sau care cu tot din adinsul încearcă să vă provoace. Stați departe de persoanele răutăcioase. Fecioară, se muncește extraordinar de mult astăzi. Munciți și acasă, munciți și pentru birou, munciți și pentru alții să-i ajutați. Poate că ar trebui să vă clonați sau cel puțin asta va fi starea. Energia generală are legătură cu nevoia de a delega din sarcini, pentru că e posibil ca să fie chiar prea mult de data asta și să
să nu mai aveți chiar răbdare. Balanță. Balanțele încetează să facă presupuneri, pentru că presupunerile nu v-au adus foarte multe beneficii, așadar astăzi încetați să faceți presupuneri. Mai bine verificați de mai multe ori înainte de a lua niște decizii și încercați astăzi să recuperați poate ce ați lăsat pe ultima 100 de metri. Vă preocupați și de casă și de familie, dar și de anumite situații emoționale. Scorpion. Scorpionii sunt atenți cu nevoile familiei. Toată energia este dusă către familie, către casă. Poate chiar cumpărați anumite lucruri pentru familie, faceți anumite preparate, pregătiți casa de sărbătoare și poate că deja primiți musafiri, socri, soacre sau cumnați, cumnate. Oricum, deja simțiți așa energia sărbătorilor. Sagitator. Calculați-vă un pic mai bine cuvintele sau încercați cumva să vă gândiți de mai multe ori înainte de a spune ceva, pentru că există posibilitatea ca astăzi fiecare să înțeleagă ce dorește, fiecare să gândească cum este mai bine și de obicei pe negativ. Nu este vina voastră dacă ceilalți înțeleg ce au ei chef și sunt mai supărăcioși, mai agresiv sau poate chiar să spună niște lucruri care să doară. Acordați-vă mai mult timp pentru introspecție și pentru a găsi variantele cele mai bune în viața voastră. Capricorn. O zi bună pentru cheltuieli. Nu prea vă plac cheltuielile, dar e bine să le faceți, mai ales dacă vă doriți confort sau dacă vă doriți anumite lucruri, să aveți anumite lucruri, să trăiți la un anumit nivel, la un anumit standard. Sunt ceva discuții cu partenerii, tot legate de familie, de bani, de muncă, dar în special vă preocupați cu cumpărăturile și chiar faceți niște cadouri frumoase. Vărsător. Nativii vărsător reușesc să-și îmbunătățească anumite talente, skill-uri și pentru că v-ați îmbunătățit anumite talente și abilități, rezolvați astăzi foarte repede anumite probleme care v-au dat bătăi de cap. Este o energie bună și pentru a fi creativi, originali, vizionari. Pești. Aveți nevoie să vă retrageți un pic, să vă calculați un pic bugetul, energia, să vă calculați zilele libere. Dați-vă mai mult timp pentru voi, dați-vă mai mult timp pentru nevoile voastre și încercați să fiți deschiși și pe zona asta a speculațiilor. Există posibilitatea să aveți o super idee care să vă aducă bani într-un mod neașteptat. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!